Bă, ți s-a întâmplat vreodată să ai impresia că ți-ai găsit jumătatea? Momentul ăla când zici, tai, să-mi bag, am găsit-o, jumătatea vieții mele, ia-i. Mie mi s-a întâmplat prin anul 3 de facultate, numai că am găsit-o și am pierdut-o în aceea seară. Ok, poate exagerez puțin cu jumătatea, însă am pierdut cândva o fată pentru doar 5 lei. Sau mai bine spus, pentru că n-aveam 5 lei. Ba nu, de fapt aveam 5 lei, dar nu puteam să-i folosesc. Ok, hai că explic imediat. Totul a început, așa cum spuneam, prin anul 3 de facultate, într-o sâmbătă oarecare, când primesc un telefon de la tovarășul Columb. Ce vă, bă, Jimmy? Hai nu cobori în campus la o bere. Zic, bă, cobor, dar ce, ai luat tu bere? Da, bă, să ai că s-ai jos pe bancă. Acum mi-a trecut mie așa un pic prin cap, bă, dar ce-o fi Columb ăsta? De ce așa darnic azi? Dar na, când e vorba de bere moca, nu spui prea multe întrebări, așa că am aruncat ceva pe mine și am coborât în campus. Zic, ce vă, Columb, e ziua ta sau ceva? Nu, bă, de ce? Păi de când faci tu ce este cu berea așa din senin? M-am gândit la tine, ai zis că ar bea și gura ta o bere, ce ai? Zic, da, drecu, zici ce vrei, că îmi dai tu bere de pomană. O, bă, ce drecu, zici că n-am mai dat, dar dacă tu veni vorba, auzi, ce faci în seara asta? He, păi vezi, altfel discutăm, ce drecu să fac la cămin, mai nimic, de ce? Bă, fii atent, am agățat o gagică pe Facebook, una Cristina de la ASEP, știi cum e, pa, bombă. Și am vorbit cu ea să ne vedem în seara asta, dar ce că mai vine cu o prietenă și m-am gândit să te iau pe tine cu mine. Zic, bă, nu sună rău, dar e bună asta, prietena asta ei? Bă, nu știu exact, am văzut pe Facebook că tot umblă cu una, nu e ea cine știe ce, dar merge acolo. Zic, ia de s-o caut pe Facebook, cum iau pe Cristina asta, da? Bă, și-o caut pe Cristina lui ăsta. Ce-i drept, Columb n-avea gusturele, cam bună Cristina, dar intru la poze și din trei poze, în două era cu una de cei că-i soră, geamănă cu Iolanda. Aia de m-am combinat eu cu ea pentru o friptură, zic, tai să mă. Firial, drecu, Columb, iar vrei să mă combin cu urâtei, măcar are bani. Da, bă, taxul e Bill Gates, de unde drecu vrei să știu? Dar nu trebuie să te combin cu ea, ce drecu, ți ești ocupată să poți schimba și o vorbă cu Cristina. Zic, bine, firial, drecu, dar faci cinste cu berea, că și așa n-am bani. Bine, uai că fac, firial, drecu, de sărac. No, zi și făcut seara pe la 8 și ceva, mă îmbrac frumos cu hainele de duminică și ies în fața căminului unde mă aștepta Columb, zic. Ia zi, bă, Columb, unde mergem? Bă, mergem în regie, un bar acolo cu biliar cu de-astea. Ne urcăm frumos în tramvai, apoi luăm metrou câteva stații și în final ajungem la barul de care zicea Columb. Era undeva aproape de 9 seara, asta trebuia să ajungă pe la un 9 jumate, zic. Bă, Columb, ia zi, bă, unde și noi un șat de ceva să ne activăm? Mergem la bar, poc două șaturi de Jager ca băieții, apoi ne lâncât o bere, treabă bună. În final, la un 9 jumate, 10 fără ceva, apar fetele. Bă, frate, Cristina lui Columb era cum era, dar prietena ei nu era sora geamuna lui Iolanda, era alta. Bă, știi cum era asta, pâinea lui Miezo, uai de viața mea, zic. Columb e firial, drecu, dacă știam că e așa frumoasă, mă duceam înainte la mall să mă dau cu parfum. Columb, la fel, absorbit de frumusețea astea, mai că nici nu o vedea pe Cristina, zic. Columb, bă, Columb, vezi de Cristina ta, las-o pe asta în mâna mea. Nu, facem noi cunoștință cu astea, Cristina Jimmy, Jimmy Cristina, Alexandra Jimmy, Jimmy Alexandra, zic, tai, Alexandru, mamă, de când te caut? E bine, și de aici a început seara, mai o bere, mai un cocktail, mai un pahar de vodka cu suc de, pardon, sec, alcool, gheață, sec, nu de alta, dar poate vede Dana Budeanu clipul ăsta. În fine, mai un păhărel, mai o vorbă, mai un pahar de biliard, seara mergea grozav. Bine, sincer să fiu, nu s-au întâmplat prea multe în barul respectiv, nici pentru mine, nici pentru Columb. Dar în final, m-am ales cu numărul de telefon al Alexandrei. Toate bune, fetele se urcă într-un taxi și pleacă la ele acasă. Eu și Columb ne urcăm într-un taxi, pe care evident l-a plătit Columb, și plecăm la cămin. Era undeva în jur de 12 noaptea și seara părea să fie gata. Dar nici nu intru bine în camera de la cămin că poc mesaj de la Alexandra. Hei, a fost fain în seara asta, sper să ne mai vedem și pupic. Zic, ce mi-e? E clar, am dat-o post poate în limbă după mine. Probabil de la vodka seacă, știe Dana ce știe, zic. Da, chiar a fost, clar trebuie să ne mai vedem, poate fără Cristina și Columb. La care asta, da, haha, și poate într-un loc mai liniștit să stăm mai mult de vorbă. Și apoi imediat îmi trimit o poză cu un pahar de vin, zic, ta, ia mea. De ce faci de-astea? Acum mi-ai făcut poftă de vin și n-am vin. Cu toate că eu nu prea beau vin. La care asta, haha, eu te aștept dacă vrei, acum am desfăcut sticla. Evident, eram convins că glumește, dar zic, nu mă ispiti că mă urc într-un taxi și te trezești cu mine la ușă. La care asta, poc, share location. Te aștept, serios. Zic, bă, ești nebun, vinul ca vinul, dar să mă văd cu asta la 12 noaptea, la ea acasă, nu sună rău. Acum, eu aveam 0 lei în portofel, dar știam că mai am 20 de lei pe card. Și cu un taxiul până la ea făcea undeva la 15 lei, aveam bani să ajung, așa că zic, treaba ta, vezi că eu vin. Dar sper că nu se supără IT dacă se trezesc cu mine la ușă. Asta așa, ca să văd pentru ce mă duc la ea, că pentru un pahar de vin n-avem de gând să dau ultimii mei 20 de lei. La care asta zice, probabil ei s-ar supăra, dar din fericire sunt plecați weekendul ăsta. Zic, nu, aia,
Hai că se anunță treabă bună în seara asta. Bine, hai că iau un taxi și în jumătate de oră sunt la tine. Te aștept, îmi dai mesaj când ajung să cobor că nu merge interfonul. Perfect, îmi schimb tricou, mă dau rapid cu niște parfum de la Vijay și apoi du-te, dică, mă opresc la primul bancomat să scot cei 20 de lei de pe card. Bac cardul, bac pinul, retragere numerar, 20 de lei, poc, fonduri insuficiente. Ce miezo. Mai bag o dată cardul, bac pinul, interogare sold, poc, 17 lei. Tai sâmba, cum miezo că eu știam că mai am 20 de lei? Acum, chiar și a 17 lei ar fi fost suficient să ajung la asta, din moment ce taxiul făcea undeva la 15 lei. Dar problema era că n-aveam cum să scot 17 lei, bancomatul unde dea maxim 10 lei. Tai beleaua. Zic, bă, paie, scot 10 lei și mă duc să mă rog de un taximetrist, poate găsesc pe unul mai de treabă și mi-a cu 10 lei. Zic și făcut, scot banii și mă duc în stația de taxiuri. Acolo, două taxiuri. Mă duc la primul. Bună seara, am și o rugăminte, trebuie să ajung și-o până militar la AFI Cotroceni, dar am 10 lei toți banii, mă lași pe mine. Nu pot, cu 10 lei nu pot. Zic, da, nu, trebuie să schimb tactica. Mă duc la al doilea taximetrist. Să trăiți, bună seara, trebuie să ajung și-o până la AFI Cotroceni, am 10 lei toți banii, mă lași pe mine, e urgent, să simte bunica mea rău, trebuie să ajung urgent. La care asta? Până unde e? În militar la AFI Cotroceni, e urgent. A, nu, te-aș fi luat, dar până militar, nu, că mă pregătesc să ieși și eu stau în Rahova, partea aia. Dacă mergeai încolo, te luam. Zic, hai să mai stai eu vreo 10-15 minute acolo, în speranța că mai vine vreun taximetrist de care să mă rog să mă ia cu 10 lei, dar n-a mai venit nimic. Și cum trecuseră vreo 25 de minute și eu nici nu plecasem de la cămin, zic, nu, e clar, hai că mai ajung în jumătate de oră la Alexandra dacă e. Acum aș fi putut să mă duc înapoi la cămin, să-l trezesc pe Vijay și să rog să-mi dea 5 lei, dar părea prea mare bătaia de cap, așa că îi dau mesajul Alexandra. Hei, se pare că n-am noroc, stau de 20 de minute în stație și nu găsești niciun taxi. Asta era. A, păcat, n-ai încercat să faci comandă? În mintea mea eram, eu aș încerca să fac comandă, dar cu 10 lei s-ar putea să mă alerge taximetristul, așa că zic, am încercat, dar degeaba, nu găsești mașină. La care asta, ok, o lăsăm pe altă dată atunci. Nu, și uite așa, m-am întors eu liniștit la cămin și n-am mai băut vin cu Alexandra în seara aia. Nici în seara aia și nici în altă seară, pentru că de atunci nu ne-am mai văzut. M-ai schimbat așa câteva mesaje, dar parcă s-a pierdut scânteia de la început. A, e ghinion. Așa că, Alexandra, dacă vezi povestea asta, aștept un mesaj de la tine. Promit că de data asta nu mai ratez întâlnirea, pentru că astăzi există aplicații de transport unde poți să plătești cu cardul. Deci chiar dacă am numai 17 lei și ea pe card, pot să ajung la tine. Și apropo de aplicații de transport, una dintre aplicațiile mele preferate în momentul ăsta este FreeNow. Dacă ești din București, probabil ai auzit de ea. Aplicații care, pe lângă avantajele pe care cred eu că ar trebui să le ofere orice aplicație de ride-sharing, adică șoferi profesioniști, mașini curate și faptul că poți să plătești direct în aplicație, îți oferă și câteva avantaje și discounturi suplimentare, cum ar fi tarif accesibil fix indiferent de momentul zilei sau condițiile de trafic, faptul că poți comanda mai multe mașini deodată și 50% reducere la plata cu cardul, numai bine că eu mereu am banii pe card. Și în plus, pentru ca voi să nu pățiți și am pățit eu cu Alexandra, băieții de la FreeNow, care au sponsorizat acest videoclip, mi-au dat un cod, codul Jimmy, pe care dacă îl folosiți în aplicație, primiți o cursă gratis în valoare de cel mult 20 de lei. Cu plăcere! Morala poveștii de azi, bă, în viață nu știi niciodată când îți găsești jumătatea. Așa că dacă un prieten te invită cu el la întâlnire, du-te, dar înainte treci pe la mall și dă-te cu parfum. A, și nu uita să folosești codul Jimmy pe FreeNow pentru o cursă moca. Ajută întotdeauna. Cheers!